domnul Ilarion Țiu, care ne va vorbi despre particularități ale cercetării extremei drepte după căderea comunismului. Subiectul deosebit de interesant. Vă mulțumesc! Nu știu că e interesant pe subiectul, că există particularități ale studierii oricărui fenomen, fie în istorie sau în social. Eu am ales să vorbesc astăzi despre câteva particularități. Din experiența personală și privitor, nu foarte mare, mă ocup de istoria extremei drepte de circa 10 ani. O să încerc să mă încadrez și eu. În primul rând, putem vorbi de niște particularități ale studiului extremei drepte privind tematica. Când alegi tematica, trebuie să ai în vedere anumite opreliști, anumite fenomene cu care te poți întâlni. Știm bine că în timpul comunismului, la istoriografia anterioară, anului 89, extrema dreaptă se studia, se preda, se milita pentru o anumită direcție de cercetare, o direcție de cercetare critică. Cuvântul de ordine era, mă rog, extrema dreaptă prin timpul mișcarea regională, nu vorbim și de alte manifestare sale. Extrema dreaptă de mișcarea regională era una teroristă. Multe cărți, apărute în anii 70 mai ales, aveau chiar în titlu această sintagmă de terorism. Deci, ce facem după 1989? Tema devine destul de interesantă și cercetătorii încep să se, să-și direcționeze scrierile spre a o aborda. Însă, chiar din anul 1990, avem primul pas. Acel discurs al autorităților în timpul pieței universității, când se spune că, mă rog, manifestanții erau legionari. De ce? Că avem o democrație, da, pentru comunismul, dar etichetele rămân. Deci, trebuie să avem în vedere când scriem despre extrema dreaptă această problemă. Pe de altă parte, supraviețuitorii comunismului care fusese legionari, încep să-și expună experiență. Avem un aflux de informații natromemorialistic, care este impresionant în primii ani, avem, normal, biologic, foarte mulți supraviețuitori, dar poate fi destul de partizan, da? Ei își exprimă ca orice exercițiu de memorie, exprimă un segment al experienței. Accesul la arhive devine încet mai facil, dar o să discut în a doua parte a expunerii. Interesul pentru extrema dreaptă se confruntă, încă din primea, cu interesul pentru extrema stângă. Ce facem? Analizăm experiența comunismului, istoria națională sau experiența fascistă, să-i spunem, de dreaptă. Atunci când s-a înființat acest institut, ca și astăzi, Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului, adică și totalitarismul acesta de dreapta, de noastră fascistă, și cel roșu comunist. Dacă ar fi să facem o analiză a lucrărilor editate de institut, observăm că în primii ani se publică destul de mult și despre extrema dreaptă, sunt editate colecții de documente, dar încet, iată, mai ales după anii 2000, interesul scade și în detrimentul, probabil, dumneavoastră sunteți aici, am născut să le spuneți de ce, da? Interesul pentru studii extremei drepte sau, mă rog, publicațiile privind extrema dreaptă se puținează în detrimentul, cum să spun eu, publicațiilor despre comunism. O explicație ar fi și, cum să spun eu, accesul la arhive. Oarecum, liberalizarea accesului la arhive privind comunismul, care ne ajută să, cum să spun eu, studiem o perioadă mult mai mare, ca și perioadă istorică, în care România s-a aflat sub comunism decât o perioadă oarecum minusculă la scara secolului 20, cel puțin privind experiența fascistă. Pe de altă parte, și nu trebuie să omitem niciodată acest lucru, studiile privind mișcarea legionară, fascismul în general, se află sub o ușoară apăsare. Mai ales în momentul când această carte sau acest articol atinge problema antisemitismului. Cum scrie despre antisemitism? Deci, s-ar putea ca de multe ori un istoric care
decide să studieze această problemă, să aibă o oarecare reținere. Pentru că va avea parte de presiuni, neplăceri și așa mai departe. Comentarii la urte ceas. Documente. Care sunt documentele privind istoria extrămânitării? Am menționat înainte documentele memorialistice, care din totdeauna vor trebui supuse unei serioase analize critice, pentru că memoria în psihosociologie știm bine că are anumite particularități, dar ea trebuie regăsită, trebuie interpretată. Avem destul de multe mărturii, dar, repet, aceste mărturii are, cum să spun eu, oameni implicați în mișcările de extremă dreaptă, care, mă rog, au căutat să-și motiveze gesturile și de multe ori au transformat acțiunile lor în, sau le dat o nuanță eroică. Da? Și au vorbit mai mult despre lupta cu comunismul decât eventualele, să spunem, abuzuri care li se reproșează în calitate de aderenți a unei mișcări fasciste, extremiste. Pe de altă parte, avem documentele de arhivă. Aici este o evoluție foarte interesantă și eu spun, vorbesc despre experiența mea, nu vreau să mă refer la ce au făcut alții cercetători. Atunci când am început eu studiul extremei drepte, undeva prin anul 2002-2003, avem în primul rând acces la documentele de la arhivele naționale. Să nu uităm că atunci, acum 10 ani, aveam doar arhiva veche, ca să-i spunem, da? Aveam documentele de la direcțiile Ministerului de Interne, de la poliție, de la jandarmerie, destul de puține cantitate și aranjate dispersat. Asta este o particularitate, ar fi. Dacă pentru comunism avem o arhivă, acum o avem, da? Foarte bine organizată, pe fonduri, la care s-au lucrat zeci de ani și are, cum să spun, o aranjare coerentă. În cazul arhivelor ce conțin informații despre extrema dreaptă, situația este complet diferită. Informațiile se găsesc mai ales pentru, cum să spun eu, anii în care mișcarea legionară era scoasă în afara legii. În general, mișcarea legionară a activat în clandestinitate. Trebuie să căutăm informația, să ne armăm cu răbdare. În dosare foarte voluminoase, în care procentual, nu spun, de 10-20% dosarele conțină informații despre problema noastră și cercetătorii care studiază problema pot confirma. Apoi, la cele naționale putem observa și o evoluție privind accesul la documente. La început anilor 2000, dar și înainte, nu? Știm bine că accesul la reproduceri era costisitor financiar, pentru că se realizau doar fotocopii, care veneau destul de greu, mai ales pentru un student cum eram eu, era imposibil să solicit reproduceri și trebuia să stai în arhivă cu zilele, cu mult, cu săptămânile, ca să spun așa, să culegi efectiv informația. Încet, încet, mai ales după anul 2006, 2007, 2008, când se mulțesc și foarte mult informațiile de arhivă, accesul devine, mă rog, reproducerea devine mai facilă prin fotocopiere. Însă am ajutat concluzia și chiar discutam cu unii colegi, este contraproductivă această metodă. Ajungem să copiem și eu acasă mii de documente în calculator, pe care nu le-am văzut, apare această inflație de reproducere, deși asta numai pur și simplu, la un moment dat, nu te mai descurci în el. Nu știu cât de bine sau cât de rău este acest acces liber. Liber în sensul că este accesibil. O taxă de fotografiere aproape modică, adică nu poate să se plângă nimeni. Asta privind documentele de la arhivele naționale. Însă se întâmplă un lucru destul de interesant. Foarte multe documente din aceste dosare, mai ales de la fondul meu diverse, și unul meu poate confirma, că dumneavoastră mi-a indicat acest fond de arhivă, au fost descompletate în anii, sfârșitul anilor 40, începutul anilor 50. Adică, să spunem că un legionar a judecat la Bacău, s-a identificat un document în respectivul dosar, a fost extras, de unde știm noi acesta? La finalul volumului este o listă de
și la nu știu care a plecat la nu știu ce direcție județeană de securitate. Ei, niciodată nu s-a mai întors înapoi în dosar. Și încet, încet, descoperim o nouă arhivă, oarecum interesantă, arhiva siguranțe și apoi la securității. Ei, privind accesul la această arhivă este o întreagă discuție. Știm bine toată problema mediatică despre care a discutat domnul Abraham, privind arhiva securității de la începutul anilor 2000, minus plus câțiva ani, încet, încet, ea, arhiva securității, ajunge la dispoziția cercetătorilor. Însă, inventarierea ei, sau construcția ei, este destul de dificilă pentru un cercetător. Avem acel fond documentar, care poate fi, definim, îl asemănăm cu fondurile de la arhivele naționale, nu știu cum ar fi fondul Direcției Generale Poliției sau fondul Jandarmeriei. Conține foarte multe documente despre o mulțime de probleme, rar întâlnești un dosar care se referă exclusiv la problema legionară. Și trebuie să studiezi destul de amănunțit să te înalți o răbdare. Apoi avem acel fond informativ. Aici este o mare problemă și nu știu cum se va rezolva, având în vedere legislația CMS-ului și, cum să spun eu, toate aceste controverse privind dezvăluirile, privind informatorii, privind colaboratorii. Accesul la fondul informativ este dificil. Și acolo sunt, am ajuns la concluzia, sunt cele mai interesante informații. Adică, atunci când un legionar sau un comunist era, nu știu, urmărit printr-un dosar de urmări informativă sau era inclus într-un grup, se colectau foarte multe informații. Dar cum îl găsim noi pe acel legionar? Nu știu dacă este o soluție utilă cercetării să se lucreze cu datele personale. Adică, noi trebuie să ne ducem la CNSAT, în armați, cu datele personale ale, cum să spunem, fostului legionar sau fostului comunist sau fostului preot și așa mai departe, pe care îl căutăm, dar nu le cunoaște. Sau sunt, cum să spun eu, două, trei persoane. Dacă cheamă Popescu, Ionescu, Georgescu, am încurcat-o. Adică este destul de greu. Data nașterii. Putem să o aproximăm. De multe ori informații pe care le obținem de pe internet sau din alte surse, privind data nașterii, sunt inexacte. Locul nașterii, la fel. Noi nu avem acces, în momentul de față, la CNSAT, la o listă a persoanelor aflate în bază de date. Nu știu dacă o vom avea vreodată. Apoi, fondul penal. Și acolo este o problemă interesantă. În inventarul la CNSAS, noi regăsim doar șeful de lot. Nu? Este un șef de lot care aduce după el între 2 și 100 de persoane, să spunem. De unde să știm noi că personajul pe care îl căutăm nu este a 70-a persoană din lotul de 100? Și eu, personal, am întâmplat această problemă când căutam dosarele lui Nicolae Petrașcu și Nistor Chioreanu, liderii post-PLC ai mișcării legionare, dar nu găseam de nicio culoare. Până când întâmplător, căutând o altă problemă, am studiat dosarul lui Nicolae Mărcineanu. Deci ei, legionari, în arhiva CNSAS, în proces mai trădări naționale, se află la, dosarul este cotat la numele lui Nicolae Mărcineanu. Bine că Nicolae Mărcineanu, profesorul, deci tatăl, a avut un rol marginal, a fost inclus din motive politice în acel dosar. Deci este o chestie tehnică care de multe ori îți îngreunează cercetarea. Apoi, să spunem că ai identificat dosarele, ai identificat persoanele, această problemă a timpului. Doctoratele, în momentul de față, se fac în 3 ani de zile. Adică ești admis în anul 2013 și termin anul 2016. Trebuie condiții de masterat. Bun, să spunem că am doctorat pe o problemă de... Nu, trebuie condiții de masterat. Nu poți să intri, deci Bologna, da, cu Zulu... Știu, nu vine. Să spunem că ai masterat, dar îți schimbi cercetarea. Asta spune. Problema este următoarea că în cei 3 ani de zile, în ritmul actual de acces la informațiile CNSAS, este aproape imposibil să-ți faci o lucrare serioasă. Care să fie validă la nivel internațional și chiar național.
Întâi de toate depui o cerere care durează câteva luni de zile până, sau săptămâni, să spune, până este aprobată de colegi. Ulterior, se identifică documentele. Ești programat la sală, durează alte câteva luni de zile. Citești câteva săptămâni, dacă ești un om destul de implicat. Depui o cerere de fotocopiere sau, mă rog, aici ai două soluții. Ori, cum am făcut eu când eram doctorant, iau fiecare dosar și îl fișez. Sau dacă ești foarte ocupat, lucrezi ca cercetător, mă rog, ai două, trei slujbe, cum se întâmplă ziua de astăzi, depui o cerere de reproducere. Aici se creează un blocaj la un moment dat. Poate dura luni de zile. Eu când eram doctor, am și am documente, un an de zile a durat între data în care am depus solicitarea de fotocopiere și data la care mi s-a emis chitanța de ridicare a documentului. Deci, din 3 ani de zile, la acest dosar, era numai un dosar, al ministrul Chiorean. Deci am așteptat un an de zile. Deci, iată, o treime din timpul alocat de către sistemul Bolonia, pe care ați amintit anterior. Care ar fi soluția? Soluția propusă de cercetător ar fi să li se ofere un regim de fotocopiere asemănător cu arhivele naționale. N-ar fi ceva nu. Este o similaritate. Ni se spune, la ce domnul Abraham imediat a început să dea capul în direcția aceasta, că nu se poate. Ni se reproșează că, în conformitate cu legea de legea de funcționare a CNSAT-ului, nu avem această posibilitate. Nu știu, trebuie discutat poate comunitatea istoricilor, în asta vorbați de o impasibilitate sau de o preocupare doar spre istoria aceasta politică, ar trebui să devină și o comunitate mai mult socială. Adică, dacă am putea să ne constituim într-un grup cu argumente serioase pentru a ne obține drepturile, mai ales în aceste zile în care în piață ies 10.000 de oameni, nu știu câți oameni au stat în istoricii pentru asemenea problemă într-o piață, poate într-o sală, să umplem o sală, ar putea să se manifeste invocând un regim de acces la documente de la Arhivele Naționale, solicite un regim asemănător. Dumneavoastră aveți dreptate, că legea acolo sunt informații personale, de multe ori, care pot crea tabuizare, cum spuneați. Însă există fonduri mai puțin supuse aceste presiuni. Mai ar fi fondul documentar. Nu știu câte informații compromițătoare o să găsim noi la fondul documentar al CNSA. Nu de rețea, dar rețea, da, este o problemă. Dacă printr-o cercetare, într-un scrutin al oamenilor din interior. Nu știu, eu propun, de asta de foarte clar, am întâmpinat această problemă în cercetare și am expus-o și propun, mă rog, au fost și unele tentative la sala de studiu prin care cercetătorii au solicitat un regim mai rapid de acces la fotocopii sau de acces la dosare. Totuși sunt niște drepte pe care trebuie să le parcurgem. Ce ne solicită tine. Și mai este, asta am încheiat, partea a treia, particularități privind reacția post-publicare a muncii cercetării. Și vorbesc de ce probleme am întâmpinat în cazul meu. Având în vedere că studiem problema extremei drepte, ni se reproșează, și nu de puține ori, mai ales ce nu am scris. Nu ce am scris. Asta este așa un fel de pozitivism pădos. Adică trebuie să parcurgi toate etapele cercetării, să îi tragi din documente multe informații, dar apoi se reproșează că nu am scris. Cine vă Cine mă proșează, spre exemplu, în revista Institutului Elie Wiesel, s-a publicat o recenzie la o carte a mea, în care nu este criticat neapărat pe scrisă pro sau pe mai documentat suficient, ci că nu a scris anumite lucruri. Deci această metodă de a aborda cercetătorul este oarecum stresant. Adică un om care a muncit ani de zile la o lucrare și el știe că a dat tot ce a putut, dacă n-a avut acces la documente și a asumat acest lucru, a scris în prefață, în postfață, în concluzii treaba lui, ei se reproșează că n-a scris anumite lucruri sau că interpretarea lui nu că este, nu este corectă, nu este politically corect. Deci ne întâmpinăm, mă rog, întâmpinăm și această problemă, dar am avut și reacții din partea, cum să spun eu, grupurilor sau, mă rog, organizațiilor pro-legionare sau de extremă dreaptă actuale. Primesc apelou un pic, foarte mare așa,
pe numele meu, hai să-l deschid și acolo, nu știu cum se numea revista, eram acuzat, Liber la omorât se numea articolul, eram acuzat că validam anumite, cum să spun eu, teoria securității, cum că mișcarea legionară era, mă rog, avea o componentă teroristă. Asta era o concluzie mea, că după venirea lui Horia Sima la conducerea organizației, elementul terorist devine mai activ și spun câteva atentate. Adică nu sunt doar invenții ale securității, au fost, cum să spunem, asumate ulterior. Deci, dar cum să spunem, problema asta cu terorismul mișcării legionare, era acolo un capitol în prolucrare de 300 de pagini, dar se extrage un astfel de amănunt și ești, ca să spun așa, tocat. Deci, iată, nu este bine să scrii, sau mă rog, să scrii în anumit fel despre problema rebeliunii, dar nu este bine să scrii nici despre acțiunile anticarliste într-un anumit mod. Și așa mai departe. Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat, pentru că m-am încadrat în timp și aștept, desigur, întrebările sau propunerile participanților la conferință. Vă mulțumesc, domnul profesor, domnul Rusti, cum ați invitat. Mulțumim, domnule profesor Jurățiu.